Bine v-am găsit, pasionații ai utilajelor! Alături de mine este Andrei Bosânceanu, Area Sales Manager pentru Dealer Italia. Andrei, cu ce ați venit astăzi la Agraria? Salutare, bine v-am găsit! Astăzi, ca și ultimele dăți, să zicem, am venit cu tot ceea ce am avut mai nou produs, în ideea în care căutăm să ținem pasul cu tot ceea ce cere piața, printre care și nevoile fermierului. Concret, Andrei, cu ce echipamente agricole ați venit? Ce le propuneți fermierilor români? Practic, noi fiind direct producătorii de utilaje, cu sediu filiala celor trei producători, Caffini, Forigo și Angeloni, aici în România, întotdeauna căutăm să aflăm mai întâi nevoile producătorului, ceea ce are nevoie, și pentru a fi cât mai eficient în ceea ce privește lucrările pe termen lung, căutăm să găsim soluția utilajelor de care are nevoie. Așadar, căutăm să acoperim toată nișa de legumicultură, avem tot ceea ce înseamnă utilaje în spatele tractorului pentru legumicultură, pornind de la partea de bilonatoare, întinzătoare de folie și plantatoare, cam tot ce înseamnă utilaje în spatele tractorului. Ajungem până la prelucrarea solului cu scarificatoare, combinatoare, pluguri, utilajele de prelucrare a solului. Ne îndreptăm spre mașinile de erbicidat, unde pornim de la cea mai mică variantă până la autopropulsata, care se și vede de altfel, cu tot ce înseamnă tehnologia din ziua de astăzi. Izobas, închidere pe fiecare diuză și tot ceea ce poate aduce eficiență în timp îndelungat. Care sunt avantajele acestor echipamente agricole față de ce oferă concurența? Acum, avantajele, în primul rând, avantajul reprezintă că noi suntem în mod direct producătorii și atunci suntem legătura fermierului cu producătorul în mod direct, așa putem fi flexibili în ceea ce are nevoie, dacă vrea ca utilajul să fie configurat în așa fel încât să peste un an sau doi, mai ales în domeniul legumiculturii, dorește să schimbe, și atunci putem configura același utilaj pentru un alt tip de lucru. Andrei, îți mulțumesc și să auzim numai de bine!